Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut un discurs tăios la adresa celor care contestă actualul drum pro-european al țării pe care o conduce. Lidera de la Chișinău a arătat că cei care organizează protestele antiguvernamentale sunt mânați de la Kremlin împotriva Republicii Moldova. De asemenea, Sandu i-a invitat pe toți moldovenii de toate vârstele și toate profesiile să participe pe 21 mai la Chișinău la o manifestație pro-europeană. Am lansat inițiativa de a convoca la Chișinău o adunare a cetățenilor în care să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e calea aleasă de noi. Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldovenii. Un răspuns răspicat și clar. Să se audă vocea noastră, a celor mulți, vocea poporului nostru. Mitingul va fi organizat ca răspuns la mitingurile făcute de opoziție de către prorușii din Partidul Șor. Adunarea Națională Moldova Europeană va fi organizată la 21 mai în Piața Marii Adunării Naționale. Vocea fiecăruia va cimenta calea noastră europeană. Vin cu un îndemn către toți, oameni care lucrează pământul, profesori, studenți, organizații neguvernamentale, antreprenori, medici, oameni de cultură, angajați în sectorul privat, funcționari publici. Împreună să sprijinim visul nostru comun. Să demonstrăm că noi vrem pace. Vrem ca Uniunea Europeană să fie la noi acasă. Așa cum ne-am adunat când am cerut independența și am obținut-o. Cât despre manifestațiile desfășurate la comanda oligarhului fugar Ilan Șor, Maia Sandu spune că nu și-au atins scopul. Cei care visau să destabilizeze situația în Moldova au eșuat. Poporul nostru este înțelept și nu a călcat în capcana întinsă de cel viclean. În același timp, banii murdari care finanțează încercările de destabilizare continuă să curgă. Sunt persoane fără minte în Moldova care se uită la ce se întâmplă în Ucraina și se bucură de crimele de acolo. Acești oameni care și-au vândut țara sunt gata acum să vadă satele și orașele noastre făcute una cu pământul, numai pentru ca ei să poată reveni la putere. O grupare de hoți, plătită cu bani murdari, și-a pus în plan să blocheze calea noastră europeană.